Bună ziua, luați loc. Salut! Ați mai lucrat undeva? Aveți ceva experiență? Da, cum? Eu am lucrat, tot loc am lucrat. Da? Da, eu lucrez la student la OSM. Da, la recepție. Da, nu? Magazinul Vova, așa la care din deal, care o ține pe Galea, așa la care la Vale, mai când mergi acolo, mergi la stânga, și este Vova, el ține magazinul și eu la dânsul am lucrat, pe astea nu am lucrat la dânsul. Ești acolo și aici. Și mai vreau să mai lucrez ca alt student. De ce nu mai lucrați acolo? Da, s-a întâmplat, înțelegi, viața asta așa, te învârtești, te duci și s-a întâmplat o situație că... Nu vreau să-mi dai bani și m-am dus la dânsul și la măci, dar eu ca tare sunt liniștit, Dar... Dar voi plătiți la timp, eu cred că la voi n-a să întâmple chestii de astea, nu? Enumerați punctele dumneavoastră tari și punctele slabe. Nu, eu odată am luat și eu nu vorbesc, nu? Punct slabe, nu. Pff, liber. Iaga 1 și iaga 2. Altceva? Slab n-am. Fiindcă sunt optimist și pot lucra cu alți oameni. De ce ați optat pentru compania noastră? N-am vrut, dar mama a spus că sunt maloji din universitate. Dar care era întrebarea? Am văzut că aveți dezvoltare profesională și eu, ca omul care nu-i place să stai pe loc și vrea să dezvolte înainte, cu o tânără profesională și dinamică, vreau cumva cu voi înainte să mă duc. Da, păi înțelegi că eu numai așa am ieșit și caut și eu să mă bag undeva, stau la dos, o bucățică de pâine și... Dar lucruri murdar. De ce ar trebui să vă angajăm? Pe mine? Eu pot fac orice. Eu vând, eu cumpăr, eu ia ca așa. Dar de ce nu? Dacă plătiți ghinea, păi da, de ce nu, ca tare. Dacă este posibilitatea de a merge înainte și n-a stat pe loc, în principiu spate de încercat de făcut, pentru că nu e timp de stai pe loc și asta e. Unde vă vedeți peste 5 ani? Tot aici. Eu nu știu așa cu mine mâine, dar tu vrei pe 5 ani, eu să am cu mine. Tu crezi în Domnul nostru Iisus Hristos? Da, cât e salariul, aș vrea să știu. Cât? Nu, normal, eu cred că dați contractul și semnăm și ați fi tot bine. Mai întrebări! Ei, narcomanule, de ce e? Nu trebuie nici salariul vostru motivant, nici creșterea asta voastră, nici atmosfera cu fax-ul. Dumnezeu... Dacă vrei un job bun, aplică acum.